Dar autoportretul lui Ion Ceban, ca om, ca personalitate, ca... Eu aș prefera ca acest portret să-l deseneze alții, iar eu să încerc să mă pliez pe așteptările în această privință. Hai, prieten, hai să o facem. Hai să facem portretul lui Ion Ceban. Înarmați-vă cu un pix, o foaie și o căldare, pentru că pe alocuri ne așteaptă precipitații. Începem din start cu o întrebare foarte complicată, tăioasă, o întrebare care și pe mine, atunci când o aud, mă face să mă cutremur. Așadar, Rodica Ciornică, la o mașină de scris din era mezozoică, ceva acolo scrie, probabil e-mail, și îl întreabă pe Ion Ceban. Eu vă invit de mult timp la Neredactat. Cum de ați găsit acest timp acum? O foarte complicată întrebare, probabil una dintre cele mai complicate întrebări din această seară. Bine că suntem împreună și puteam să discutăm. Tu-ți dai seama. Asta e una din cele mai complicate întrebări. În ziua în care partidul MAN, partidul lui Ceban, MAN, anunță candidatura lui Ceban la primărie municipiului Chișinău, în duminică acestei zile apare și interviu cu Ion Ceban la Rodica Cioranic. Cum să reușești, înainte de campania electorală, să vii la un interviu lifestyle, divertisment, ce cu viața ta, portret Ion Ceban? Cum ori eu? Asta cel mai complicat. Hai cum să trecem atunci la ceva mai ușor, pe placul tuturor. Rodica, ai cuvântul? Dar cum erați în copilărie? Cum era Ion Ceban, adolescentul, băiatul de pe Albișoara, nu? În zona Albișoara. Era un băiat care învăța foarte bine și era foarte năzbătios, tare, tare. Așa de tare, mă, cum era Ion Ceban în adolescență, cred că și pe voi. E anul 2023, prieteni. Întrebările sunt pertinente, spiritul critic e ascuțit și grăim despre cum era Ion Ceban în copilărie. Dar cum era puțulica ta în polzunoc? Dar cum te sugeai să sune la mămâie? Dar cum tu ai făcut caca? De ce? Emisiunea așadar e una foarte gustoasă. Are și muzică, și dansuri, și cocktail negroni, și întrebări faine, ați observat deja. Dar uneori Ion Ceban ajunge să grească neîntrebat. Și atunci trădează o lecțic din caracterul lui, care e numai bun de pus în șeie și urmează să fie portretul nostru despre Ion Ceban. De exemplu, felul în care el menționează la un moment dat războiul pornit de ruși în Ucraina. După, parcă se terminase Omicron, deja țin minte, ianuarie 2022, când a venit acest afurisit război peste vecinii noștri. Afurisit război a venit, voi țineți minte în ianuarie, care de fapt era februarie, când a venit afurisitul să război, ticălosul să război peste vecinii noștri, așa de afurisit, încât lui Ion Ceban i-a luat numai 7 luni, 7 războiul a pornit în februarie și Ion Ceban again octombrie o condamnat Rusia și a numit-o ca stat agresor și atunci încât trebuie să-i întrebați și tras de coadă ca să zic cuvintele astea. E ca asta da, e ca asta e afurisit, pornește un război peste vecinii tăi cineva și ție ție 7 luni să vezi. Asta ce? Asta unde? Asta ce la vecini? Da ce-te? Mă tine ce e, nu e rachetă, măi, nu, asta... Mă tine că asta e rachetcă. Da, asta tenis. Так, să mai așteptăm jumadian. O furisit război. Repet, prieteni, e grăitor, e bogat acest interviu, mai ales pentru așii care poate nu au reușit să intre la Facultatea de Artă Teatrală. Superbi momente puteți culege aici. Dar nie ne-a atras atenție un subiect la care iarăși Ion Ceban nu era întrebat, dar singur s-a pornit să grească. Un subiect care ține de concertele organizate de primăria municipiului Chișinău în diasporă. De câteva luni mă doare subiectul ăsta. Și mă doare că moldoveni din Milano, moldoveni din Barcelona, din Viena au fost pur și simplu folosiți drept carnijii, chemați la concerte și arătați că a, uitați-vă, uitați-vă cât dor este pentru muzică, cultură, tradițiile noastre. Am fost un pic criticați de unii pentru Viena, pentru Milano, pentru de ce îi trebuie primării la Barcelona. Nu este concert, pentru că zilele Chișinău nu este doar despre evenimentul cultural care în sine... poate să aibă un artist sau altul în scenă. Deci nimeni nu spune că noi am prezentat acolo un program care se numește Programul pentru tineri și migranți. Avem 1100 și ceva de persoane înscrise la modulele nemijlocit pentru a fi instruiți în domeniul antreprenoriatului. De fapt, nu a fost doar concert, e că uite, chiar te uiți peste video de la Barcelona și auzi. A, uitați-vă! Dacă lumea știe, săptămâna viitoare mai facem un concert. Și de acord, eu o dată, oameni buni!
Ați văzut ce reacții, blin, la niște moduli despre antreprenoriat? Da noi-ta dumele asta concert pentru a crește imaginea lui Ion Ceban și partidul man. Și încă ce a mai fost? De ce este util ca primăria să facă concerte gratuite pentru moldoveni în diasporă? Voi mă vă dați seama câți moldoveni în diasporă, plecând peste hotarele Republicii Moldova pentru un trai mai bun, pentru un job mai bine plătit, stau și zic, băi, de ce primăria din banul public nu plătește pentru mine un concert gratis? Dar Ion Ceban vine și cu alte motive. Și oamenii care au în Chișinău apartamente, ei se interesează de aspectele cum să fie mai puține birocrație. Dacă au nevoie de a soluționa unele întrebări cu mai puțină birocrație acasă, deci trebuie neapărat că, ia uitați-vă ce se întâmplă cu aeroportul ăsta. Nu vreau să critic pe nimeni, dar... Sunt oameni care au apartamente la Chișinău și zic... Când oare să fie un concert gratuit la Barcelona, la Milano, la Viena, măcar un concert gratuit, ca să fie un pic mai puțin birocrație la Chișinău? Mulți moldoveni sunt sigur, blin, ridicați mâna în sus, tățari de nerăbdare. Vreau concert gratuit, ca să fie mai puțin birocrație. Vreau concert gratuit, ca să fie mai puțin birocrație. Și iasă Gabriel Nebună și autorizația de construcție ți-o dedi la primărie. Știți? Acasta da, unde este muzică și concert, acolo mai puțină birocrație. Cine a spus asta? Jimi Hendrix. Nu. Și dacă tot rămânem la tema concertelor preelectorale, organizate de Ceban pe banii publici în diaspora, absolut nenecesare, nimănui, Ion Ceban mai vine cu un argument. Ia că aici chiar nu mă așteptam și aici e momentul de celebrat, ei, de susținut omul, pentru că el a făcut ceva pentru care tu încă mulți ani de zile să-i mulțumești. Tu nici nu știi că erai strâns la gâtă și limitat în libertățile tale până nu a venit Vania Ceban. Grăiește, Vania. Chiar dacă, iată, din experiența pe care am avut, aș avea o altă ocazie în anul următor și o să o avem cu certitudine, să mergem inclusiv sau exclusiv, dacă vreți, pe formula cu un artist sau o formație, cum a fost Zdubi. De ce moldovenii noștri nu au voie să-i vadă pe Zdubi alături de frații Advahov după Eurovision, după care au stat nopți și tot au punctat acolo, da? De ce nu au voie să-i vadă? Măi, cum așa, cine a interzis? Dar eu odată țin minte, m-am dus în Viena, ceva călătoream și cobor în avion. Și încep, zic, ia de să pornesc niște Zdob și Zdob pe YouTube. Pornesc și așa deodată, n-ai voie. Vocea lui Maia Sandu așa groasă, știi, n-ai voie, știuți. Zic, ce figet, măi, o iub Maia Sandu așa, știi, și podiom pe rot. O mușc de Maia Sandu, chiar direct de Maia Sandu, am mușcat așa, hrț, ce n-am voie. Și n-ai voie, știuți, la Zdob și Zdob. N-ai voie, știuți, la Advahov, care acolo o butonat la Eurovision. Wow, cine oare să vină să scoată ștreangul ăsta o prosiunii de la gât? Cine să mă elibereze? Vania Ceban, pe bani publici să organizeze concert. Tu nici nu știi că este problema, dă Ion Ceban, ți-o rezolvat-o. Și la urmă, în interviu, răsare o băcățică de adevăr, cu puține cuvinte de tot, dar ele adunate grămadă parcă s-o cheiță fermecată, care ne ajută să discuiem acest lacăt al subînțelesurilor lansate de Vania Ceban. Da, uneori halucinant, da, uneori nu înțelegi. Deci noi vorbim că trebuie să ne adunăm să facem nu știu ce. Deja s-au adunat oameni, au făcut nu știu ce. Cum așa omul grăiește despre concert organizat de primărie care rezolvă probleme legate de birocrație? Nu înțelegi care e legătura. Ion Ceban are acolo o taină. Dar următoarele cuvinte, următorul răspuns la întrebarea Rodica Cioranică o să ne ajute și mai bine să construim acest portret al primarului municipiului Chișinău. Oani și oani. Ce prețuiți cel mai mult la oameni? Sinceritatea. Sinceritatea? Ion Ceban prețuiești? Păcat căca, mi-erau rămas pe Rodica în momentul ăsta când Ion Ceban i-a zis că sinceritate. Încă o dată momentul ăsta merită loc în sufletul nostru. Ce prețuiți cel mai mult la oameni? Sinceritatea. Un om poate fi mai frumos, mai puțin frumos, mai deștept, mai puțin deștept. Sinceritatea. Nu îmi place să fiu mințit. Și nu mințiți? Asta sau încerc ceva. Și nu mințiți. Sau asta e altceva. Asta e altceva. Отстань. Cum după asta să-l mai iei în serios pe Vania Ceban? Când el nou ne spune că cel mai tare prețuiește în oameni sinceritatea,
Și această calitate el pare să recunoască că nu are. Sau poate și aici a mințit. Oi, niciodată nu știi! Halucinațiile lui verbale, bineînțeles că sunt bogate, frumoase. În argumentarea cheltuielilor pentru un concert gratuit organizat de primărie în diasporă, el nu negrește despre birocrație, el nu negrește despre cum oamenii sunt mai aproape de tradiții și cultură, despre cum desfășoară module de instruire în domeniul antreprenoriatului pentru moldovenii din diasporă. Și că tot asta spupă cap la cap și ne face un portret. Eu nu știu ce ați reușit voi în timpul acestui video, dar eu e cam de... Ui, stai, asta nu e bani, ci bani. N-am reușit să fac un portret, dar dacă voi aveți, măcar într-o propoziție, să sumarizați frumusețea neurologică acestui primar general de Chișinău, vă rog să o revărsați în comentarii. Eu nu mă pot sătura de tot asta. Nu mă pot sătura de și face Rodica Cioronică în acest interviu, deși răspunsuri oferă Ion Ceban uneori chiar și ne-a întrebat. Și știu că există multe criterii, indicatori, sondaje de opinie legate de cea mai fericită țară din lume, cea mai optimistă națiune din lume, dar dacă s-ar face un sondaj de cei mai toleranți oameni la prostii și minciuni, cred că Moldova ar ocupa un loc așa de frunte totuși, bunișor, bunișor. Mai ales datorită unor oameni simbol, precum Ion Ceban. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, multe, multe sănătate. Dacă aveți probleme cu birocrația în primărie, poate aveți nevoie de un certificat de urbanism, ceva. Mergeți la un concert gratuit, lăsați un pic zburdem, un pic dans. Fiți fericiți, multe dragi, multe iubire și asta, fiți fericiți, iubire și copii și fiți fericiți. Niciodată să nu spuneți minciuni. Dar eu deja, să vedem.